vă arăt foarte pe scurt cum puteți să faceți acest link. Știu că m-ai arătat, dar nu e nicio problemă că mai arăt când mă întrebați ceva. Deci puteți să mergeți în orice curs, absolut oriunde, mergeți adăugat activitate sau resursă, da? Și selectați URL. Vedeți că este ultima resursă de aici. O adaug. În momentul acela îi pun un text și în momentul acesta pot să și aleg din fișierele pe care le am integrate sau să iau un link pe oriunde și să-l introduc aici. El automat vă spune, puteți să-i puneți și o descriere, etc. De asemenea, dacă este un link de Zoom obligatoriu sau un alt link extern, asta e valabil pentru absolut orice link extern, spuneți să deschide într-o fereastră nouă și nu automat sau să se integreze. E așa e presetată, dar să fiți atenți la această setare, fiindcă altfel nu o să le meargă. S-ar putea să li se blocheze, să dureze foarte mult, fiindcă știți că mai ales la Zoom se mai deschide încă o fereastră care îți spune că să deschizi o aplicație care este instalată la tine pe calculator, aplicația de videoconferință. Și dacă nu faceți așa, s-ar putea să se blocheze, deci 90% probabil. Și aici puteți să mai adăugați încă niște variabile pe care puteți să le faceți. Mă rog, acum nu vreau eu să vă arăt foarte multe, dar sunt variabile și de utilizator și de nume de curs prin care puteți să le adăugați la... ca unii să aibă acces, deci cu condiții de if, dar asta e poate un pic complicat și nu cred că se justifică în cazul acesta. Dar cel mai important este această restricționare de acces, de unde faceți, adaugă unul și spuneți care student pot să facă. Pot să fie un singur grup de studenți, dacă aveți studenți care sunt împărțiți pe grupe, să i-ați împărțit noastră pe grupe, că țineți minte, v-am arătat, există și un tutorial bine făcut despre partea aceasta de grup. Sau cea mai simplă restricție este cea de dată. Și atunci îi spuneți că trebuie să fie disponibil astăzi de la ora 16, de exemplu. Și atunci dacă este de astăzi de la ora 16, atunci în condițiile acelea veți putea să... cum să zic, el să fie disponibil doar acolo. Puteți să mai adăugați încă o restricție, de exemplu că, da, e disponibil de la acea dată, doar un grup, doar grupul de TST 2007 va vedea acel link. Dacă sunteți dat examen pe grupe, de exemplu, cum vă recomandăm, sau aveți întâlnirile pe grupe, doar un laborator care se întâmplă atunci. Și bineînțeles că puteți să mai adăugați încă o restricție ca studenții care au nota la examen să fie mai mare, pardon, mai mică, că ăsta e cazul, este, bine zic, da, mai mică decât, nu știu, 50 sau ceva de genul ăsta, aceia să poată să acceseze acest link. Când este prezentarea a doua, de exemplu, a ținut toate notele în catalog și vreți ca doar studenții care nu au trecut acel examen sau acea notă să poată să acceseze linkul, nu și ceilalți. Mă rog, asta e o restricție destul de dură, să zicem că s-ar putea să fie și o eroare foarte mică la cum ați trecut nota sau care notă o alegeți din lista de note pe care o aveți acolo și da. Dar celelalte vi le recomand cu tărie să le utilizați. Și atunci îi spuneți salvează și afișează și în momentul acesta, dacă eu voi merge în curs, vedeți că mi-apare automat cu gri așa mai închis, care este clar, nu este cu albastru, care îmi spune foarte clar că această restricție a fost aplicată și că el nu este disponibil decât pentru aceste condiții și îmi apar mie care sunt tutore sau responsabil de acel curs. Studentul vede așa cum vedem noi? Studentul nu vede nimic. Studentul nu vede nimic. Deci pentru student de aici, de la cursul ăsta, toată această parte pe care eu am marcat-o acum, nu o vede. Vede că e un loc gol acolo. Deci, el când se aranjează, cum să zic, pagina lui, o vede ca un loc gol. Deci, dacă ați scris foarte multe restricții sau ceva, na, mă rog, poate să zică că ce are acolo, că vede că ar vedea efectiv cum e un loc gol acolo. Nu mai fac aceste lucruri în sesiunile de informare de studenți, de cadre didactice, că sunteți foarte mulți acolo. Da? Uitați, am să o validez pe aceasta, să puteți să o vedeți, dar pot să mă duc acum, de exemplu, în această sesiune și să vedeți cum am văzut eu
Vedeți? Dumneavoastră n-ați văzut acest lucru, pentru că în acest curs sunteți studenți. Ați văzut vreodată această restricție sau acest link? Nu. Deși el a fost editat de ieri. Deci acesta este modul clar în care vă pot spune nu. Doar ați văzut că aici a fost un spațiu mai mare lăsat gol. E un spațiu alb care apare un pic mai mare între... Nu se aranjează imediat, fiindcă interfața e la fel pentru toată lumea, doar anumite lucruri nu sunt disponibile și vizibile, doar la un anumit moment. Dar a apărut clar, vedeți, este cu restricție și el a devenit vizibil doar la modul în care eu am stabilit această restricție. Dar v-am arătat să pot face mult mai multe restricții pentru aceasta. Și acele tipuri de restricții se utilizează pe foarte multe unelte, module de resurse. Puteți să faceți acest lucru pentru fișiere, pentru o grămadă de lucruri, puteți să puneți aceste restricții.